Pe 11 și 12 noiembrie s-a desfășurat la Timișoara campionatul național de fond senior, tineret și master 2022. Canotorii călărășeni au obținut performanțe remarcabile. Așadar, CSM Călăraș a adăugat în palmares un total de 6 medalii de aur, argint și bronz. Reamintim faptul că la Clubul Municipal Călăraș au debutat mulți canotori de succes ai României. Într-adevăr, am venit de la Timișoara, unde s-au desfășurat două campionate naționale, unul rezervat juniorilor, iar celălalt senior și tineret. Au fost la o zi distanță una după cealaltă, astfel încât rezultatele obținute ne-au bucurat, ne-au menținut, să zic, inima caldă pe o vreme așa de rece. Spun aceasta pentru că am avut bucuria de a aduce acasă 6 medalii, după cum urmează 3 câștigate la categoria juniori, prin Iftenii Bianca, aur la simplu junioare mici, iar cu timpul îi spun 3 pentru că, deși a concurat la junioare 2, cu timpul ei putea câștiga și la junioare 1, ceea ce ne-a bucurat enorm, fata fiind în pregătire la CNOPJ Iași. Iar Buzdugan Alin Vasile, locul 1, medalie de aur la categoria junior, categorie ușoară, de asemenea și el în lotul de tineret, în lotul național de tineret. Acești copii sunt și la clasa vocațional sportivă și de asemenea o mare bucurie. Ne-a făcut-o, v-am zis, la scurt timp, după numai o singură zi, au fost înscriși în probe la seniori, unde s-au impus. La fel, Buzdugan Ali Vasile a câștigat proba de simplu senior, categorie ușoară, medalie de argint cu colegul lui mai în vârstă, Shukri Buziani Abes, locul 2, medalie de argint în proba de 2 fără. Iftenii Bianca a reușit la numai 29 de secunde să vină în urma campioanei mondiale, Ionela Cosmiuc Lehaci, clasându-se pe poziția a doua în proba de simplu seniori. Iar Shukri Buziani Abes, v-am zis, mai bătrânul, să zic, secției, a reușit o medalie de bronz în proba de simplu categorie ușoară. Cu această competiție s-a finalizat anul competițional pe apă. Urmează o singură competiție la finalul lunii decembrie, mai exact pe data de 22 decembrie, când se va desfășura Cupa României pe ergometru.